Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou, suntem față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și cu un invitat apropiat emisiunii noastre, așa că îi spunem bun venit, de fapt un bun revenit domnului lector universitar dr. Ioan Sas, profesor la Institutul Teologic Pentecostal din București. Domnule profesor, bine ați revenit! Vă mulțumesc mult din nou pentru invitație și... De fiecare dată este o bucurie pentru mine să fim și să discutăm subiecte interesante. Slavă Domnului, vă mulțumim foarte mult pentru răspunsul dumneavoastră, întotdeauna pozitiv la invitațiile noastre și ca să nu ieșim din obiceiul nostru de a vă provoca, și de data aceasta v-am pregătit o temă destul de interesantă, o temă care a atras foarte multe discuții, încă atrage atenția noastră a credincioșilor, indiferent de confesiune, așa că vă propun tema Biserica Online versus Biserica cu prezență fizică. O temă care ne interesează, mai ales în perioada aceasta de pandemie, care, după cum se vede, va continua și nu știu, poate numai, cred că numai Dumnezeu știe ce se va întâmpla. Da, se pare că încet, încet apar valuri așa, de Paști și de Crăciun. Da? Și începem să ne pregătim să avem Paști și Crăciun online. Înainte de a porni discuția pe tema aceasta a bisericii, haideți să dăm o definiție a ceea ce înseamnă biserica sau ce spune Scriptura că înseamnă biserica, ca cel puțin la nivel teoretic să avem un concept comun. Da, apropo, înainte să răspundem la ce este biserica, lucrurile se schimbă cu așa mare grabă, viteză, în ce înseamnă părtășia bisericii, funcționarea bisericii, încât așa peste noapte, peste de la un an la altul, apar materii noi în domeniul teologic, de exemplu, pentru programul de master profesional care sperăm să înceapă în toamnă la Institutul Teologic Pentecostal, s-a pus problema să avem un curs de pastorație în condiții online sau în domeniul virtual. Deci aproape că apare o nouă formă de slujire, apare un nou tip de păstor. Păstorul care trebuie să slujească sau să păstorească în mediul virtual sau în mediul online. Dar revenim la întrebarea dumneavoastră legată de ce este biserica. Vedeți, nu de foarte multe ori găsim cuvântul în sine biserică în Noul Testament și pe de altă parte când Scriptura vorbește despre biserică, de cele mai multe ori folosește metafore care să descrie fie în esență ce este biserica, fie anumite calități sau știu eu, responsabilități pe care biserica trebuie să și le asume. Acum, când vorbim despre biserică, trebuie să avem în vedere trei dimensiuni. Scriptura vorbește despre biserica universală sau numim noi biserica invizibilă, formată din toți credincioșii care s-au întors la Domnul, care au mărturisit credința lor, toți credincioșii din toate timpurile, din toate locurile, dar la fiecare dintre cele trei dimensiuni ale bisericii nu trebuie să scăpăm un element fundamental, că de foarte multe ori noi definim biserica doar prin spectrul oamenilor care o compun. Deci toți credincioșii din toate timpurile, din toate locurile, al căror cap este Hristos. Deci Hristos este centrul bisericii și valoarea bisericii stă în prezența lui Hristos în biserică, de aceea valoarea bisericii nu este suma oamenilor din biserică, ci valoarea bisericii este absolută, pentru că Hristos este capul bisericii. A doua dimensiune a bisericii este biserica regională. Deci avem biserica universală, apoi avem biserica regională. Biserica regională este părtășia sau suma bisericilor dintr-o anumită zonă, dintr-o anumită regiune, să zicem, dintr-un anumit oraș. De exemplu, avem bisericile din Galatia. Biserica din Galatia nu este o biserică, ci este biserica dintr-o regiune. Și știm că este acea discuție teologică, Galatia de Sud sau... Deci este suma sau părtășia unor biserici dintr-o anumită zonă. Apoi avem biserica locală. Biserica locală este unitatea credincioșilor, părtășia credincioșilor care se închină, cresc și slujesc lui Dumnezeu împreună, într-o legătură strânsă, ca în trup, într-o interdependență,
unii față de alții și dependență față de Hristos. Deci așa am putea să definim biserica, cu cele trei, cu o misiune unică reprezentată pe trei paliere, și anume închinarea înaintea lui Dumnezeu, creșterea spirituală sau maturizarea sfinților și evangelizarea sau lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Acestea sunt trei dimensiuni de responsabilitate pe care biserica le are. Atât biserica universală, cât și biserica regională, și aici trebuie să fie părtășia între biserici, dar aceste responsabilități trebuie să și le asume fiecare biserică locală. Corect, și era necesară definiția aceasta. Acum aș merge puțin spre ceea ce înseamnă internetul. Știm că în comunitățile creștine în general, lumea aceasta virtuală este privită din, aș spune, câteodată din două extreme. Unii prea obișnuiți cu lumea aceasta virtuală pentru că sunt utilizatori și o folosesc inclusiv la servicii, acasă, știu eu, practic pentru entertainment, tot felul de aplicații. Pe de altă parte sunt o comunitate de oameni care resping în totalitate, sau cel puțin înainte de pandemie o respingeau. Hai. Cum vedeți balansul acesta între cele două extreme? Unii care resping și unii care sunt prea fan, ca să zic așa, aceste tehnologii. Adevărul este că trăim într-o lume tehnologizată. Nu mai putem, nu avem unde să mai fugim de tehnologie, pentru că inovația, tehnologia modernă a ocupat toate domeniile vieții. Nu? Nu mai facem, nu mai lucrăm cu bani fizici decât foarte puțin, facem tranzacțiile financiare online, nu-i așa? Cumpărăturile mai nou le facem online cel mai mult sau poate într-o măsură mare. Educația se face online, deci putem să spunem că trăim într-o lume dependentă de tehnologia aceasta, dependentă de internet, dependentă de lumea virtuală, să zicem așa. Sigur, pe de altă parte, ce spuneați dumneavoastră, vreau să fac o afirmație încă de la început, și anume că prezența fizică la biserică, pentru că acesta va fi subiectul, prezența fizică sau online, prezența fizică la biserică nu este un moft. Prezența fizică la biserică o să vedem care are valoarea ei, însă trebuie să așezăm bine contextul unei crize, așa cum ne aflăm noi, unde păstrăm echilibru în această criză între participarea fizică la biserică și cât putem să folosim tehnologia sau mediul online. Acum, dacă am spus că participarea fizică nu este un moft, aș vrea să înțelegem toți că nu trebuie să punem presiune pe cei care sunt vulnerabili, pe cei care nu se simt în siguranță să vină la biserică din cauza acestei pandemii. În niciun caz, cine încearcă să-l învinovățească pe cineva, pe un frate, pe o soră, pe un creștin, că nu vine fizic la biserică pentru că este vulnerabil, nu face bine. Nu avem voie să punem presiune considerând că doar prezența fizică îmi rezolvă problema spirituală. Cu siguranță o să discutăm de plusurile și minusurile, dar să nu uităm, noi discutăm într-o situație de criză acum. Ne aflăm într-o situație de criză, o criză într-o situație anormală care sperăm să se termine. Deci nădejdea noastră este să se termine și să se intre. Nu, poate nu vom recupera în totalitate tot ce am pierdut înainte de pandemia aceasta, dar să găsim căile prin care să ajungem cât mai aproape de ceea ce biserica este și modul în care biserica trebuie să funcționeze după principiile sănătoase scripturale. Revenind la cele două extreme, în esență, tehnologia nu este bună sau rea. Internetul nu este bun sau rău. La fel cum aduceau argumente, nu, cei care au arme în Statele Unite. Arma nu este bună sau rea. Bun sau rău este cel care o folosește. La fel și cu tehnologia, cu mediul virtual, cu mediul online. Internetul nu este bun sau rău, sunt persoane bune sau mai puțin bune sau rele care pot să controleze internetul sau care sunt controlați de internet. Persoanele controlate de internet sunt acele persoane care nu au garduri, nu? Care nu pot să stăpânească acest domeniu. Foarte greu de stăpânit. Nu este ușor de stăpânit internetul, cu siguranță. Problema care se pune este de ce nu se aduce mai multă educație și niște pârghii prin care în momentul meu de vulnerabilitate să fie un ajutor undeva, da? Să fie ceva care să mă ajute să pun stop
Adică să am niște garduri care să mă țină în zona sănătoasă și corectă de folosire a internetului. Poate aici ar fi un alt lucru pe care păstorii, pe care bisericile ar trebui să și le asume, pe care noi ca părinți ar trebui să ne le asumăm. Și cred că o să vorbim o dată de tehnici prin care putem să fim protejați, de exemplu, de zonele murdare ale internetului. Însă, dacă tehnologia nu este bună sau rea, da? Mediul online nu este bun sau rău, este un alt lucru care devine periculos, și anume tehnologismul. Tehnologismul poate și este, de fapt, considerat unul dintre idolii moderni, unul dintre idolii contemporani, pentru că este idolul care preamărește tehnologia. Este idolul cu care se confundă omul. Vorbim despre generația alfa de acum, nu? A trecut generația Z. Bine, generația alfa încă acum se află la 10-12 ani aici. Dar despre generația Z se vorbește ca despre oameni nativ virtuali. Aproape sociologic se vorbește că ei au un organ în plus față de celelalte generații. Aproape că se nasc cu un gadget în mână. Deci așa cum avem degete, așa cum avem creier, ochi, ei mai au încă un organ, da? Exterior, dar tot timpul lipit de mână. Da? E telefonul, e smartphone-ul sau un alt gadget. Deci ei au un organ în plus, pentru că este generația conectată. De aici au apărut cele mai noi, de exemplu, cele mai noi, știu, adicții, sindromuri. Nu? Vorbim despre sindromul FOMO, care este cel mai răspândit la ora actuală pe mapamond. Nu? Fear of missing out. Teama de a nu pierde conexia cu ceilalți. Sau am pierdut fotografia, am pierdut informația care pe Snapchat, din câte știu, o vezi și dispare. Nu? Ori lucrurile din punctul acesta de vedere social se schimbă. Deci tehnologismul este un idol modern, iar marea problemă a tehnologismului este că prin acest idol este suprimat cuvântul. Deci când imaginea suprimă cuvântul, avem o problemă spirituală serioasă. De ce? Pentru că Dumnezeu ni s-a descoperit prin cuvânt. Revelația lui Dumnezeu s-a făcut prin cuvânt. Domnul a poruncit lui Israel să scrie legile lui, nu să le deseneze. Nu imaginea reprezintă descoperirea de sine a lui Dumnezeu. Apoi, credința vine în urma auzirii, nu a văzului imaginii. Ori cuvântul, sigur, putem să mergem mai adânc, la Logosul, care este Hristosul, dar exprimat în lumea, în comunicarea articulată de care numai coroana creațiunii, adică omul, este capabil, este competent, cuvântul este forța spirituală pe care Duhul Sfânt o folosește în mântuirea noastră. Ori dacă tehnologia va scoate cuvântul din ecuația spirituală și a comunicării adevărului biblic, o să avem o problemă foarte serioasă. De aceea tehnologismul este unul dintre idolii cei mai periculoși. Sigur, putem să vorbim de 1300 de ani în urmă, deja a apărut această presiune, nu? Odată cu iconoclasmul. Și atunci s-a venit cu ideea, sigur, trebuie să facem icoane, trebuie să pictăm, pentru că oamenii sunt analfabeți, nu pot să citească, și atunci să descifrăm adevărul biblic prin imagini. Lucrul acesta a degenerat și a fost acea tensiune de aproape 100 de ani, între iconoclasm și iconoduli, undeva prin 787. Să nu uităm că reforma a restabilit ceva. Și unul dintre lucrurile fundamentale pe care le-a restabilit reforma a fost să reașeze cuvântul la nivelul pe care Dumnezeu îl intenționează pentru cuvânt în biserica sa. Sola Scriptura. Sola Scriptura. Și dacă în bisericile istorice, da, elementele de arhitectură principale, în răsărit, în Bizanț, era altarul, peretele ăsta care separă... Catapeteasma. Așa. Era forța de mobilier sau în Biserica Catolică masa pentru misa. După reformă, mobilierul principal din biserică a devenit amvonul. Amvonul este piesa de centru în biserică odată cu reforma. De ce? Pentru că de acolo se dă cuvântul.
Dar vă fac o provocare. Imaginați-vă că intrați acum într-o biserică evanghelică, penticostală, baptistă. Știți care este acum piesa de forță când intri, primul element pe care îl vezi cel mai mult când intri într-o biserică? Ecranele. Sau un ecran, sau tobele. Sau tobele. Asta înseamnă că focusul, centrul închinării bisericii, se mută de pe cuvânt înspre imagine și de pe predicare înspre muzică. Aceasta este tendința. Și atunci, inclusiv arhitectura, designul, urmează această filozofie. Mai spun că, apropo de arhitectură, multe biserici iau forma unui fel de spectacol, pur și simplu. Fără ferestre, sisteme de sonorizare, tot felul de... Jocuri de lumini, exact. Fum. Sigur că da. Cred că va trebui să te atrezi și subiectul ăsta la un moment dat. Cu siguranță și cu mare plăcere. Predau și cursul de teologie a închinării la institut, așa că mergem pe domeniul meu. Foarte frumos. Dacă ar fi să ne uităm așa la aspectele pozitive ale, până la urmă, prezenței, haideți să nu-i spunem închinare online. Poate mi se pare prea mult să folosesc cuvântul acesta, dar al prezenței în spațiul acesta virtual, sau cel puțin atât cât permite aplicațiile acestea, fie că vorbim de aplicații de transmisiuni live, fie chiar de discuții, da, aplicații pentru discuții, plecând de la această nevoie de a comunica unii cu alții, haideți să ne uităm totuși la niște aspecte pozitive, mai ales în situații de criză. Menționez situații de criză. Și nu o nevoie. Dacă nu vorbim, o normalitate. Absolut. Dacă vorbim de ceea ce s-a întâmplat înainte, și aici să știți că noi, cel puțin noi producenți, ne-am asumat, să spunem, chemarea aceasta de a duce puțin mai departe versetul acela din Fapte 1 cu 8. Se vei spune că veți fi martor în Ierusalim, în Iudea, în toată Samaria, până la marginea pământului și, repet, și în spațiul acesta unde sunt din ce în ce mai mulți oameni. Am spus că poate e chemarea noastră să fim și în zona aceasta online. Bun, asta au înțeles-o și bisericile și au făcut-o și înainte de pandemie și slavă Domnului că există cuvânt și în spațiul acesta virtual. Dar, în a vrea pretenția că până la urmă să transformăm ceea ce se întâmplă, și aici folosesc termenul acela biblic din Fapte, părtășia frățească, să o mutăm din realitatea aceasta undeva în eter, dacă până la urmă, da, pe baza undelor acestea electromagnetice, antenelor și a comunicațiilor, pare, a zice, Este prea departe, da. De adevăr. Da. Adică cheia este unde să găsim echilibru până la urmă. Unde găsim echilibru, câtă tehnologie, cât ne mutăm în online, cât folosim online-ul ca să fie benefic și corect și până unde ne luptăm pentru a putea să ne întâlnim fizic la biserică. Aici este, cred că, cheia discuției noastre. Eu am două scenarii. Am două scenarii legate de ceea ce am spus. Un prim scenariu este următorul. Biserică online în situații de criză sau biserică online și în regim normal. A doilea scenariu este membru într-o biserică cu prezență fizică și eventual online în circumstanțe de criză sau membru într-o biserică în mod virtual. În realitate există toate aceste forme. Eu am trecut printr-o asemenea experiență în care unul dintre membrii de la mine din biserică a zis, uite, vreau să mut membria și am zis, bine, dar tot ce-mi doresc este să știu că te integrezi într-o biserică sănătoasă și continui să slujești, continui să funcționezi într-o părtășie. Care e biserica respectivă? Și zis, sunt membru online, sunt membru virtual într-o biserică și mi-a dat biserica la care vrea să se facă membru online. Pentru că mi-era prieten, am glumit puțin cu el și sper să nu ofensez pe nimeni, să și îmi exprim și nimeni să nu schimbe, știu, părerea despre mine. I-am zis, pe atunci nu era vorba despre criza aceasta, da? Era în urmă cu vreo 6-7 ani. Și am zis, bine, sper că o să poată să-ți trimită păstorul ăsta cina Domnului prin plic, nu? Sau o să-ți facă binecuvântarea la copii... Cum? Cu un robot, cumva, nu? Pentru că sunt cele două situații, așa cum am zis, de criză sau de normalitate. Eu personal am avut experiență, dar am vrut să
să demonstrez și chiar am și postat pe contul meu de Facebook unde poate aduce nebunia aceasta online-ului, că trebuie să recunoaștem. Am obținut ordinare ca păstor într-o biserică virtuală, pur și simplu prin câteva clicuri, și am și postat certificatul de păstor ordinat. Sper că nu v-au recunoscut nimeni. Nu. Glumesc. Nu. Nici nu mi-am dorit. Doar am vrut să demonstrez. Doar am vrut să demonstrez că sunt da. Entități, nu pot să le spun altceva, entități care... Păi vedeți frate, care fac asta. Păi intrarea în slujire trebuie să respecte patru piloni fundamentali. Și anume, chemare. Cine a verificat chemarea? Darul. Asta vine de la Domnul. Apoi este pregătirea. Pregătirea spirituală, adică creșterea, maturizarea spirituală, și pregătirea specifică, adică pe domeniul de slujire, asta ține de mine. Și al patrulea pilon este trimiterea. Ordinarea se face pentru o biserică, iar biserica face trimiterea. Fapte 13, Duhul Sfânt a zis bisericii din Antiohia, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Pavel și trimiteți-i în lucrarea la care i-am chemat. Biserica, Dumnezeu prin biserică face trimiterea. Ori așa pot să printez și eu certificate de păstor pentru câți vor. Da, dar revenind... La scenarii. Cred că marele beneficiu al slujirii, inclusiv în acest domeniu virtual, în domeniul online, este să ajungem la oamenii care nu mai acolo trăiesc. Cum îi vom putea evangeliza pe oamenii care nu ies din lumea virtuală? Pe care nu îi întâlnim în mod real pentru că s-au închis în lumea virtuală și acolo există. Ori ne gândim la Marea Trimitere. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Lumea lor nu mai este lumea noastră. Este o altă lume. Cum ajungem în lumea lor? Nu putem decât prin internet. Deci internetul este foarte bine folosit ca să ne îndeplinim Marea Trimitere. Să ajungem la oamenii la care altfel nu putem ajunge. Dacă vom putea, dacă reușim să ajungem la ei în felul acesta și vom putea să schimbăm mentalitatea și ar trebui să schimbăm mentalitatea, cu siguranță acei oameni vor evada din mediul acela virtual. Că este unul fals. Da? Este unul utopic până la urmă. Și vom recupera în lumea reală. Dar să folosim lumea virtuală ca să evangelizăm, să mergem cu Evanghelia, noi trebuie să mergem la oameni, nu să așteptăm să vină oamenii la noi. Dumnezeu nu a zis, stați în biserică și așteptați până când oamenii se vor lovi de ușile bisericilor voastre, și a zis, mergeți, sau mai bine zis, mergând, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Deci, folosirea corectă a internetului poate să aducă beneficii în situațiile, e tot o situație de criză, este și acolo un om aflat într-o situație de criză, dar la care nu poate să ajungă cuvântul altfel. Pe de altă parte, și biserica într-o situație de criză poate să beneficieze de acest, de această formulă, de acest mod de a continua existența ei până la urmă. Sigur, la dimensiunea sau la calitatea la care se poate. Și am să vă aduc cel puțin trei beneficii pe care, această schimbare, adaptare rapidă a unor biserici, nu toate au avut același ritm. Dar au fost biserici care, unele au fost pregătite dinainte și nu m-au continuat în forma aceasta, poate mai intens, altele imediat s-au adaptat acestei noi situații. Primul beneficiu, pentru a răspunde continuității slujbelor în biserică. N-aveam altfel. Puteam să mergem 5 oameni sau altă dată numai afară. Când ne-au lăsat afară, deja am făcut evanghelizare, nu? Dar când ne-au lăsat înăuntru câte 5 oameni, noi am funcționat ca trup, ca biserică, în forma aceasta. Apoi, pentru a nu pierde comunicarea unii cu alții, pentru că nu ne puteam, era la noi în Canada lockdown, luni de zile am fost lockdown, adică închiși. N-am putut să ne vizităm, a trebuit să folosim medii de forme de comunicare, nu? Și pentru a fi eficienți în forma aceasta de slujbă online, eu am folosit, biserica noastră a folosit destul de mult întâlnirile pe Zoom. Deci una este transmisia online, când am fost 4 sau 5 oameni, dar 2 la tehnic, 2 au cântat puțin și predicatorul a predicat, și alta este întâlnirea pe Zoom. În întâlnirea pe Zoom a bisericii, acolo ai apartenență, acolo aparții, ești împreună, chiar dacă este imaginea ta, ești împreună cu ceilalți, poți să interacționezi. Totuși,
Totuși, pentru că nu pot toți să interacționeze, nu pot toți să se exprime, recomandarea pe care o fac, dacă urmează din nou un lockdown sau o închidere a bisericilor în România sau în alte țări, recomandarea mea este că pe lângă acea întâlnire cu toată biserica, fie transmisie online, fie pe Zoom sau pe o altă platformă, știu eu, media, recomandarea mea este ca păstorii să fie suficient de înțelepți și să facă și grupuri mai restrânse de părtășie, grupuri mici de părtășie. De ce? Pentru ca frații, oamenii din biserică, creștinii din biserică, să poată să fie activi, să interacționeze, să se exprime. Ori dacă ai o biserică de 200 și sunt 200 pe Zoom, dau exemplu pentru că asta l-am folosit, vorbesc 2-3, unul se roagă, unul predică, dar în grupuri mici de părtășie pe lângă acestea, știu eu, 10, 12, 15 oameni, acolo deja se poate interacționa, acolo se poate face studiu biblic, deci putem să acoperim prin zona aceasta virtuală, online, o nevoie cât de cât a bisericii. Și am să vă spun că funcționează. Anul trecut, în perioada de criză în care am funcționat doar 6 luni am funcționat efectiv cu biserica, din care 3 la capacitate maximă și vreo 3 luni, 30% din capacitate, pentru că am forțat, am găsit metodele acestea, biserica s-a dublat. La sfârșitul anului trecut, biserica noastră s-a dublat. Slavă Domnului! Da. Deci asta este numai lucrarea lui Dumnezeu. În condiții de criză, în care practic ești limitat să te întâlnești, să stai în părtășie, să explici omului, să duci la el acasă, să vezi care sunt nevoile, problemele cu care se confruntă, totuși Dumnezeu să lucreze și prin. Și asta e o dovadă, spune un aspect pozitiv, practic, care se vede în practică. Și am vrut să subliniez ca să nu se creadă că cădem într-o extremă sau alta sau devenim așa, refractari sau nu avem argumente decât împotrivă. Nu. Vedem și cum se poate folosi în mod echilibrat, nu facem abuz, dar într-o situație de criză, să zic, putem să trecem, să salvăm situația. Ce putem pune mai departe, plecând de la scenariile acestea? Plecând de la scenariile acestea, totuși, trebuie să recunoaștem că sunt mai multe dezavantajele. Pentru luni de zile, anul trecut, am predicat la o biserică goală, știind că mulți din biserică sunt cu mine online, știind că alții din biserică se plimbă între canale și între biserici și știi că unii, nu, de fapt, nici nu și-au pornit poate computerul. Și aceasta pune o presiune, că nu știi cui te adresezi. Din păcate, am descoperit mai multe dezavantaje decât avantaje. Am vorbit despre situația de criză, cum putem să salvăm lucrurile. Dar am să enumăr vreo 8 sau 9 dezavantaje majore pentru biserica care funcționează online. Primul dintre ele este pierderea apartenenței la biserica locală, pe care deja l-ați menționat. Dintr-o anumită perspectivă, în momentul în care vreau să să particip online la o biserică, eu nu voi căuta ce-mi trebuie, ci voi căuta ce-mi place. Eu nu mai pot să fiu confruntat, pentru că în momentul în care mă simt confruntat, nu-mi place și schimb. Deci eu, practic, mă voi plimba prin sătucul universal baptist sau sătucul universal penticostal sau creștin pe evanghelie sau ortodox sau catolic sau altă denominație. Nu mai simt că pierd biserica locală. Nu mai depind de nimeni și nimeni nu mai depinde de mine. Se pierde noțiunea aceea de trup, de mădular în trupul lui Hristos. Relația nu mai este interdependentă, nu mai suntem mădulari unii altora. A doua problemă stringentă pe care o generează funcționarea online, putem să avem comunicare, dar nu părtășie. Putem să avem comunicare, dar nu părtășie. Și ați pomenit versetul din Fapte 2, 42, noi ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Acum, aici se vorbește despre pilonii închinării biblice.
pilomenii fundamentale a închinării bisericii. Dragii mei, închinarea privată nu poate să substituie închinarea comunitară sau corporativă a bisericii. Este o minciună să zic, eu pot să trăiesc în închinarea mea direct cu Dumnezeu, evitând, nu, bypassând biserica. Nu există așa ceva. Sigur, putem să comunicăm, vorbim, ne întâlnim pe Zoom, dar nu putem să avem părtășia reală, profundă, a prezenței. Noi am fost creați altfel. Noi am fost creați să ne întâlnim, nu să ne vedem de la distanță. Comunicarea de la distanță, păi pentru mine, stând aici față în față cu dumneavoastră, nu doar sunetele pe care mi le transmiteți comunică cu mine. Eu vă văd grimasele, eu vă văd privirea. Emoțiile. Da, emoția. Eu văd când sunteți de acord cu mine sau când tresăriți că am zis un lucru prea șocant. Nu? Pentru că comunicarea non-verbală este mult mai intensă, mult mai profundă chiar decât cea verbală. Tăcerea este o comunicare. Îmbrăcămintea este o comunicare. Ori acum ne întâlnim pe Zoom sau online și mulți îmi spun, e atât de bine online, zice. Mergeți voi la biserică, faceți programul și așa bine că noi suntem cu toată familia în pijama, la cafea, luăm micul dejun și suntem la biserică. Ce înseamnă asta? Înseamnă exact următorul punct slab și anume pierderea atitudinii de reverență. Noi și dacă suntem acasă și programul online, noi tot înaintea lui Dumnezeu ne închinăm. Dar noi pierdem dimensiunea aceasta a închinării înaintea lui Dumnezeu. Și suntem în timpul nostru social și de relaxare. Și credem că suntem la biserică. Credem că ne închinăm. Deci se pierde acea atitudine de reverență. Al patrulea pericol, al patrulea punct slab al bisericii online. Numai prin prezență fizică pot să-mi investesc viața în biserică. De ce spun lucrul acesta? Păi în momentul în care eu mă duc la biserică să mă întâlnesc cu trupul din care eu fac parte ca mădular, eu investesc o bucată din viața mea. Acele 2 ore, 3 ore sunt ore, este un timp cu care eu nu mă mai întâlnesc. Este o bucată de viață. Mergând la biserică cu frații mei înaintea lui Dumnezeu, eu mă închin, adică îi dau înapoi lui Dumnezeu, asta e închinare, e un răspuns. Îi răspund lui Dumnezeu cu ceea ce El deja mi-a dat, zile, timp. 24 de ore mi-a dat Dumnezeu. O parte din timpul ăsta, din viața mea, eu dau înapoi. Cum? Împărtășie frumoasă în închinare cu frații. Deci prezența fizică înseamnă o investiție a vieții mele. Acasă eu trăiesc pentru mine. Orele acelea le folosesc pentru mine și cum vreau eu. Dar la biserică mi le închin cu totul Domnului și trupului Său. Asta înseamnă că mă investesc pe mine. Un alt lucru pe care, periculos, pe care mediul online poate să-l creeze, este promovarea consumerismului. Toată lumea stă și cineva vorbește. Ce se mai zice despre faptul că se teoretizează totul, toată religia, tot creștinismul online devine o chestiune foarte teoretică. Totul stă numai în cuvinte. În mod practic nu mai putem face nimic. În mod real noi nu mai funcționăm. Ne rezumăm la cuvinte. Aruncăm cuvinte unii de la alții. Mai bune sau mai puțin bune. Și prin aceasta se promovează consumerismul. Oameni care așteaptă. Cei care merg și ne vorbesc, da? Cei care merg și se roagă. Eventual, stau să mă întreb așa, stând în mediul online, în biserica online, oare mă ridic în picioare când începe rugăciunea? Cu siguranță nu. Sau stau în aceeași comoditate în fotul meu, confortabil. Aceiași oameni vorbesc, aceiași oameni se roagă. Da. Și când nu mai îmi place, schimb dincolo. Care e mai mare carismă? Apoi, un alt pericol este să ne pună pe noi în centrul întâlnirii. Consumatorul devine centrul întâlnirii. Dispare acea atitudine de prezență a lui Hristos în biserică cu toții.
Păi stau să mă gândesc cum aș putea să predic din Apocalipsa capitolul 4 și capitolul 5 în online. Când cei 24 de bătrâni, cele patru făpturi vii, când toate ființele acelea cerești, frate Cătălin, își aruncă cununile, se închină să prăbușesc înaintea scaunului de domnie a lui Hristos, a lui Dumnezeu, este proșternerea absolută, atitudinea absolută de reverență înaintea lui Dumnezeu. Și care e atitudinea mea față de biserică și față de Hristos? Consumând online ceva. Ce înseamnă proșternere în închinare, în condițiile online? Și am zis puțin. Apoi, un alt lucru periculos. Biserica își pierde mărturia ca trup. Ca trup, biserica își pierde mărturia. Știți că întâlnirile bisericii, intrările și ieșirile din biserică sunt forme de evangelizare? Sunt oameni care s-au întors la Domnul văzând cum ies oamenii din biserică. Și au zis, vreau să ies și eu de acolo. Și duminica viitoare s-au dus să laudă pe Hristos. Apoi, poate unul dintre cele mai mari, una dintre cele mai mari probleme pe care le generează mediul online, oamenii sunt vulnerabili față de învățăturile false. Nu vreau să se supere frații păstori pe mine, că sunt și eu un păstor și îmi știu limitele și știu cât putem face. Știu câtă luptă avem cu învățăturile false și cât de mult trebuie să ne aplecăm și cât de puțini sunt cei care acceptă să fie protejați de noi în această confruntare a învățăturii biblice cu învățătura falsă. Dar gândiți-vă dumneavoastră, oameni care se scaldă, da? Oameni care plutesc într-un mediu online în care nu au discernământ. Aud orice, aud lucruri care sună foarte bine, lucruri care rezonează poate cu personalitatea lor, poate cu temperamentul lor, poate cu idei, cu ce au citit recent și se lasă purtați într-o direcție teologică profund greșită. N-avem acum o evidență, dar dacă am putea cândva să ne uităm retrospectiv, să ne dăm seama cât s-au pierdut doctrinar în perioada aceasta, pentru că nu avem pârghile pastorale să protejăm turma. Oricine are orice erezie este la un clic distanță. Așa este. Apoi, tot funcționând în mediul online, biserica își pierde elementul fundamental al părtășiei, și anume prezența. Ontologic, noi, în antropologia după care Dumnezeu ne-a creat pe noi, noi putem să avem părtășie prezenți fiind. Cuvântul părtășie, coinonia, ce înseamnă? A pune și a ține lucruri în comun. Acesta este esența cuvântului părtășie. A pune și a ține lucruri în comun. Ori în lumea virtuală ce punem? Eventual o idee, prezența pasivă pe o platformă. Un like. Un like, da? Un emoji. Însă, tragedia vine dintr-o altă direcție. Deja se fac statistici și Barna Research a ieșit cu o cifră care este îngrijorătoare și eu vă spun că este una blândă. Nu este reală. Realitatea e mult mai dură. Realitatea este mai dură și anume, peste 35% dintre credincioșii care s-au scufundat în lumea online, așa, la servicii sau funcționează în lumea online, o biserică online, niciodată nu o să se mai întoarcă fizic în biserică. Observăm asta și în România, să știți că mai urmăresc ce se întâmplă în biserici și sunt oameni care de frică sau din pur și simplu obișnuință, până la urmă, făcând repetat un anumit lucru, la un moment dat obișnuiești. Devine o a doua natură. Începi să te obișnuiești să nu mai mergi la biserică. Am fost atât de speriat săptămâna trecută când o familie tânără mi-a spus, este atât de bine online. Stau cu copiii acasă și bem un ceai liniștiți și suntem la biserică. Greșit. Și lucrurile o să se întoarcă înspre ceea ce spuneam la începutul pandemiei și anume că trăim vremuri de cernere. O sită va fi
alunecarea cu totul în așa zisa biserică online. Ce să mai zic de oameni care cred că sunt membri virtuali într-o biserică virtuală? O să mai apară biserica drive-thru și le avem pe toate atunci. Da, și asta este tot lucrătura celui rău, care se folosește la fel de circumstanțe, astfel încât să-l descurajeze pe om, să-l treacă dintr-o zonă de confort în mai mare confort. Că, până la urmă, haideți să fim serioși, dacă ne uităm la bisericile noastre, nu cred că ne putem plânge că nu avem ce ne trebuie în biserici. Se păstrează distanțarea, există fotolii confortabile, există căldură, există lumină, sonorizare. Da, sunt măsuri de precauție normale. Deci avem cam tot ce ne trebuie. Adică nu cred că să ducem cineva. Nu mă simt mai în siguranță într-un magazin decât în biserică. Exact. Deci, până la urmă, rămâne la propria noastră alegere. Omul da. Alege. Să nu cumva să găsim o scuză din a face biserică online sau a fi numai online cu biserica. Sper să nu ajungem la extrema aceasta, dar tendința, să știți că spre direcția aceasta merge. Sunt câteva tot soluții pe care totuși le avem să compensăm ceea ce ne ia funcționarea în online. Sunt foarte bine venite soluțiile și zicem, mai ales că știți că la emisiunea aceasta, oricât de rea ar fi, să spunem, situația pe care o prezentăm și cele două extreme pe care le-am discutat, până la urmă, Cuvântul Lui Dumnezeu cu siguranță ne spune și ne învață, până la urmă Dumnezeu lucrează și ne găsește și ușița, portița aceea prin care putem duce mai departe credința. Uite, haideți să mergem pe un scenariu, să ne imaginăm că peste o săptămână se închid toate bisericile și nu mai avem voie să ne întâlnim fizic. Ce facem? Eu vin cu câteva recomandări și cu câteva decizii pe care le-am luat în cazul în care vom ajunge din nou acolo. Prima dintre ele. Găsește metode de a sluji chiar în situații de izolare. Poate nu mă pot deplasa fizic, mă pot ruga pentru cineva sau mă pot ruga cu cineva. Pot să caut chiar printr-un telefon pe cineva sau, dacă îmi permit să circul puțin pe stradă, pot să iau ceva de la mine și să duc la altcineva care are nevoie și se lasă agățat acolo de poartă sau de clanță. Deci să găsim metode de a sluji chiar în situații de izolare. Este primul lucru. Al doilea lucru, continuă să ajuți. Continuă să fii de folos altora. În orice formă poți, după darul pe care Dumnezeu ți-l-a dat sau după resursele pe care Dumnezeu ți le-a dat. Continuă să ajuți. Al treilea lucru, continuă să practici disciplinele spirituale. Disciplinele spirituale putem să le practicăm, chiar dacă sunt și discipline spirituale comunitare, dar toate disciplinele spirituale sau majoritatea le putem aplica chiar și în această situație de izolare. De exemplu, studierea scripturilor. Oh, poate avem mai mult timp. Rugăciune, post, meditație, simplitate, slujire, închinare, mărturisire, tărnicie. Știți că pandemia nu a exclus forma de închinare prin dărnicie. Că dărnicia este închinare. Dau din ceea ce Dumnezeu mi-a dat. O, răspunsul meu la inițiativa lui Dumnezeu este o formă de închinare. Așa este și slavă Domnului că Dumnezeu a creat și metodele acestea virtuale de plată, de ajutorare. Așa e. O altă metodă, încearcă să comunici mai mult decât înainte. Nu mai putem comunica față în față. Am pierdut dimensiunea aceasta dacă intrăm în izolare din nou. Hai să compensăm prin cantitate dacă ni se ia din calitate. Să sun mai mult pe cei pe care nu i-am sunat, să nu aștept să fiu sunat, să vorbesc, să scriu un e-mail, să scriu un e-mail de încurajare, să transmit mesaje, să-mi caut colegii de serviciu. Știți că oamenii sunt mult mai sensibili acum, în lipsa speranței, la cuvântul speranței? Știți că aceasta este o oportunitate de evangelizare? Situația aceasta este o criză periculoasă, dar la fel este o oportunitate periculoasă. Este o criză că putem să ne dezamăgim, să ne descurajăm, dar este și o oportunitate periculoasă, putem să pierdem sau putem să câștigăm mult. Depinde ce decizii luăm. Și nu în ultimul rând, revin la ceea ce vă spuneam. Cum să
trecem, ce soluții de criză să avem ca să suplinim cât de cât părtășia. Pe lângă acele întâlniri generale ale bisericii, sub autoritatea și cu cunoștința conducerii bisericii și respectând autoritatea bisericii, formează un grup mic de părtășie unde să te simți parte, unde să împărtășești durerea, unde să împărtășești bucuria, unde să fie puțin cuvânt, unde să fie rugăciune, unde să fie post împreună, unde să fie sprijin împreună. Nu uitați, noi bărbații de foarte multe ori neglijăm aspectul emoțional, dar în această situație de criză sistemul nostru emoțional este zguduit puternic. Un cuvânt poate să facă diferența. De aceea, formarea unor grupe de părtășii autentice, repet, corect, sănătos așezate, pot să ne ajute să trecem cu bine. Sunt o parte din soluție. Deci cam acestea sunt lucrurile pe care le văd ca posibile soluții la o posibilă închidere totală din nou. E posibil ca, să spunem, virusul acesta al excesului de online să dească în inimile noastre tot felul de lucruri. Ceilalți au datoria să atragă atenția celor din grup. Știți că aveam notat și acest aspect ca o slăbiciune a funcționării online, și anume că ne-am pierdut locul în care să fim transparenți, în care să dăm socoteală. Mutarea în online ne smulge din locul în care noi dăm socoteală. Ori una dintre cele mai mari binecuvântări pe care eu le am fiind parte într-o biserică este că dau socoteală cuiva. Vai de membru, de creștinul care nu dă socoteală nimănui, vai de păstorul care crede că el nu trebuie să dea socoteală nimănui. Ca păstor, de exemplu, eu vorbesc de mult cu studenții acest aspect, și anume, numai atâta autoritate ni se respectă cât o respectăm noi. Numai atâta ni se dă nouă socoteală câtă socoteală dăm noi altora. Este, dacă vreți, sistemul imunitar spiritual fără de care murim. Frate profesor, vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Ca de obicei, a fost o mare bucurie. Aș vrea totuși să concluzionăm așa, cu un gând de final, că până la urmă, ceea ce ni se prezintă ca viitorul de zi cu zi nu arată prea roz. Probabil vom fi din nou în stare de închidere parțială a tot ce înseamnă serviciile divine. Pandemia este în creștere, așa că, până la urmă, oamenii vor continua să fie îngrijorați, vor fi supărați, să spunem, poate depresivi. Lucrurile nu sunt chiar atât de îmbucurătoare. Trebuie să terminăm cu un gând de încurajare, cu un sfat așa, din partea dumneavoastră, că până la urmă Dumnezeu rămâne totuși pe tron. Cu siguranță. Dumnezeu n-a scăpat istoria de sub control. Dumnezeu a știut și când începe și când se termină, sau altfel, Dumnezeu știe și dacă se termină. În același timp, revenind și făcând o sinteză la ceea ce am discutat, tehnologia, mediul acest, funcționarea aceasta în mediul online a bisericii, a vieții noastre spirituale, a vieții noastre sociale, tehnologia în sine, așa cum am zis, este neutră din punct de vedere moral, nu este bună sau rea, depinde cum o folosim noi. Desigur, putem să o folosim în sens bun, în sens pozitiv, de exemplu, ajungând la oamenii la care nu putem ajunge altfel. Putem să funcționăm oarecum și să salvăm situația într-un moment de criză și să păstrăm, să avem o anumită continuitate în biserică. Cu toate acestea, să ne bazăm doar pe mediul online, sau cei care cred că, de acum biserica va funcționa în mediul online, greșesc fundamental. Și am adus peste 10 argumente pentru care eu nu cred în biserica care funcționează doar online. Sau cei care în comoditatea lor au luat decizia că de acum încolo ei vor fi prezenți doar online la biserică. Sigur, putem să găsim soluții. Dumnezeu ne va da înțelepciune. Dumnezeu ne va întări inimile. Ne va întări mințile. Dumnezeu va sensibiliza și va întări relațiile dintre oameni. Știu că Dumnezeu va folosi pe credincioșii autentici ca să-i țină, să-i ridice pe cei mai slabi în această perioadă. De aceea să ne lăsăm folosiți de Dumnezeu, să folosim ceea ce El a pus la dispoziția noastră, dar cu înțelepciune și cuvântul cheie care îmi place mie, în echilibru. Slavă Domnului!
Domnule profesor, vă mulțumim foarte mult. A fost o binecuvântare să stăm de vorbă cu dumneavoastră. Stimați prieteni, vă mulțumim că și în seara aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Vă mulțumim că ați fost încă o dată cu noi. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!